podcastul lui Radu Prisăcaru. Episodul 16. Alegeri sănătoase și dezvoltare personală. Cât de greu ți-a fost să intri în această parte, să devii mămică? Cât de greu, pentru că sunt sigur că erai o persoană foarte activă, cu multe întâlniri, multe discuții de afaceri, multe prezentări, multe evenimente, deplasări. Cât de greu ți-a fost, pentru că acum va trebui să faci drumul invers. Ești pregătită? Greu nu mi-a fost să devin mămică, pentru că am avut așa în interiorul meu un ceas care a ticăit și am spus, după 30 de ani să fac primul copil, și așa s-a și întâmplat. Slavă Domnului, alimentația sănătoasă, revenind la topicul pe care l-ai deschis. Faptul că am făcut alegeri sănătoase în alimentația mea, m-am documentat cât am putut de mult și pe nevoile mele în timpul sarcinii, sunt în momentul de față într-o organizație de mămici care încă alăptează, care își poartă bebeluși în sisteme de purtare aici în București, și mă bucur foarte tare că alegerile sănătoase pe care le-am făcut mi-au simplificat parcursul cât am fost însărcinată și ulterior. Doar că nu cred că este greu nici în momentul de față să o iau invers, pentru că nu o să fie de fapt invers, o să fie o nouă călătorie în care trebuie să integrez și copilul, pentru că tot este de mindset. Dacă eu consider că trebuie să iau înapoi, mintea mea o să spună că e foarte dificil, pentru că derulează un film pe unde a trecut. El, dacă îi spun că este o nouă etapă, s-ar putea să-i placă ideea asta de nou, mai ales că sunt o persoană care nu-i place un program așa riguros, plictisitor. Îmi place să fiu creativă și să aduc în viața mea sau în sfera și de familie și profesională elemente noi care să dea vivacitatea asta, să mă facă să mă duc cu drag sau să fac ceva cu drag în viața asta și să se simtă că fac cu drag și că dau mai departe cu drag. Revin, cred că este efectiv despre ceea ce hrănești în tine cel mai mult, fricile sau curajul. Da, din păcate nu toată lumea are curaj să facă acest lucru și mă bucur că îl spui foarte clar. Avem nevoie de curaj. Avem nevoie de curaj inclusiv pentru a fi fericiți. Am văzut foarte mulți oameni care, din păcate, cărora din păcate le este frică să fie fericiți. Le este frică să riște, pentru că la orice schimbare îi scoate din zona de confort. Abonați-vă la acest canal. Dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare. Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro.